am găsit, a fost feeria seară la Palatul Național. Scânteii au sărit din opinci, din vior și țambal, pentru că cele mai bune voci, dar și instrumentiști s-au adunat pe scenă pentru un concert de muzică populară, așa cum rar mai vezi. De toate s-a ocupat orchestra fraților Advahov, care a avut alături soliști mari, precum Zinaida Julea, Andra, Adrian Ochișanu sau Igor Cuciuc. Nu s-a trecut fără momente absolut speciale, cum ar fi Trenulețul sau apariția Carlos Dreams alături de frații Advahov. Mai mari interpreți de muzică populară au urcat aseară pe scenă oferind momente senzaționale. Totuși, surpriza serii a fost apariția Carlos Dreams alături de orchestra fraților Advahov. Nu puteau să lipsească nici băieții de la Zdob și Zdub, care împreună cu frații Advahov au dus Trenulețul prin toată Europa anul acesta. Un moment spectaculos l-a avut îndrăgita interpretă de peste Prut, Andra. Artista a cântat câteva piese de muzică populară, iar publicul a rămas încântat. Toată seara a fost pregătită minuțios de frații Advahov, care au așteptat mult evenimentul. Ne-am străduit să fie toate genurile muzicale care le avem noi în țară. Cu cei mai mari artiști, cu cei mai mari instrumentiști. Chiar astăzi va fi un spectacol unde cei din sală vor putea asculta de la adevăratul folclor până la adevăratul jazz, rock, pop și tot ce este mai frumos la noi în țară. Să fie într-un ceas bun, să fie de bun augur Noroc Fest și ne bucurăm mult că am revenit la sărbătorile mari. Așa precum le făceam cândva, deja de mai mult de 10-15 ani. Rând pe rând, cei mai talentați și carismatici interpreți de muzică populară au zguduit scena spre deliciul publicului. Extraordinar de frumos, chiar dacă afară poate e frig, la noi în suflete este cald și am văzut că și publicul este foarte primitor și abia așteaptă și noi la fel abia așteptăm să ne întâlnim cu ei. Da, suntem de-a dreptul încântați să fim în această seară la Chișinău, așa cum am spus, alături de orchestra fraților Advahov, dar mai ales de publicul minunat, care îl întâlnim de fiecare dată aici la Chișinău și pentru acest lucru mulțumim. Și în culise atmosfera este bestială, deci se vede că nu ne-am văzut de mult timp cu prietenii noștri de peste Prut, atâta talentați, Alexandru Brădățan, Paula Nani, Chelitele din Botoșani. Ne bucurăm să ne vedem în primul rând, să ne atingi unul pe altul, să vedem că suntem sănătoși, avem miros, avem gust, asta e important. Și acum că ne-am întâlnit, în primul rând, ne-am urat de sănătate și de pace, asta ne dorim cu toții. Și să mai dea Dumnezeu să ne întâlnim în așa spectacole de asemenea învergură și bravo organizație. Organizatorilor că s-au gândit să ne unească împreună. De
fapt nu sunt interpretă de muzică populară, dar onorată să fiu invitată să cânt în această seară. Este o premieră pentru mine să cânt într-un spectacol de asemenea amploare, anume muzică populară. Și eu fac cu mare, mare iubire față de ceea ce avem noi mai prețios. O să cânt o melodie din repertoriul Măriei Tănase, Până când nu te iubeam. Și de asta m-am permis să am o ținută mai stilizată așa, pentru că oricum nici nu pretind să fiu o cântăreasă de muzică populară. Acest concert grandios este așteptat ca și Paștele, ca și Crăciunul pentru noi interpreții de muzică populară, pentru că este cel mai grandios. Aici se adună cele mai frumoase melodii, cei mai îndrăgiți interpreți, ne adunăm toți împreună. Deci facem o sărbătoare de zile mari. E un lucru foarte interesant și necesar pentru artiști, dar e interesant și pentru spectatori, pentru că ei au venit cu drag. Dacă s-au vândut biletele cu mai mult de o lună în urmă, înseamnă că lumea e dorită de spectacole, e dorită de artiști și noi suntem dornici de spectatori. Aplauzele nu au încetat să se audă pe tot parcursul concertului, în special când în scenă a apărut îndrăgita interpretă Zinaida Julia. Biletele pentru concert s-au vândut în timp record, semn că publicul era dornic să vadă artiștii preferați. În special pe frații Advahov, Zinaida Julia, Andra și toți ceilalți. Suntem patrioți, stimăm această formație de mulți ani, o vizităm de mult timp și sperăm la un spectacol frumos. Noi am venit, azi venit să ascultăm muzică populară a noastră, românească. Pentru că toți am așteptat. Îi susținem pe toți, sunt a noștri și chiar am vrea să ne distrăm puțin după o pauză. Perfect atunci când o petreci alături de oameni dragi, purtând cea mai confortabilă ținută. O rețea de magazine din capitală a marcat a doua ediție a unui eveniment deosebit, Portul Puloverului de Crăciun. Despre ce este vorba, aflăm din reportajul ce urmează. Astăzi aici ca să sărbătorim alături de partenerii noștri fideli și clienții noștri fideli cea de-a doua ediție a evenimentului Portul Puloverului de Crăciun. În acest an, rețeaua de magazine Azar își dorește să fie mai aproape de clienții săi și de parteneri. Din acest motiv i-am invitat astăzi aici ca să sărbătorim împreună această frumoasă sărbătoare. Campania pe care am lansat-o în acest an are drept scop să îndemne societatea să poarte pulovere cu tematică de Crăciun oriunde și oricând. Și asta facem și noi aici, ne-am adunat, am îmbrăcat pulovere cu tematică de Crăciun și vrem să fie sărbătoare, pentru că credem că sărbătoarea începe cu fiecare dintre noi și vine din interior. Avem alături de noi atât parteneri care ne sunt alături zi de zi, clienți fideli care ne cunosc magazinele și ne cunosc pe noi ca companie pe piață. Avem și prieteni care sunt cei care de fiecare dată ne susțin și sunt alături de noi. Rețeaua de
magazine Hazard are cea mai variată colecție de pulovere din țară și în același timp avem și accesorii, tot cu tematică de Crăciun. Event очень такой тематический, предновогодний, уютный, я сказала бы. Ну вот, то есть шерстяные кофточки, это так все по-домашнему, по-семейному, то есть мне это по душе. Всегда есть что найти в Азарте. Там продаются всякие тематические вещи, при том, что не только на Рождество, но и всегда там на Хэллоуин и на другие праздники тоже. Дрес-кодул евенементului a fost desigur pulloverul cu tematică de Crăciun. Odată îmbrăcat, parcă te aduce instant mai aproape de sărbători. Trebuie să recunosc că dress-codul pentru mine astăzi a fost o problemă, pentru că atunci când am primit invitația, echipa Hazard s-au gândit cumva să-mi dea un pulover mai deosebit și mi-au dat un pulover cu Moș Crăciun, cu burtă pusă din buretă. Și faza este că eu am două complexe în viață, este bărghia și burta. Și m-am îmbrăcat în acel pulover, zic nu, eu la eveniment nu merg în puloverul ăsta. Este o atmosferă foarte călduroasă, este o atmosferă unde te face să crezi în ceea ce creezi, pentru că eu cu Hazard, cumva, dacă pot să zic asta și să mă laud, sunt de la începuturile lor, atunci când ei au deschis primele magazine și erau așa, ca la început. Acum au trecut o perioadă destul de frumoasă, unde au devenit cele mai deosebite magazine de tot ce înseamnă haine, tot ce înseamnă încălzăminte și fac și astfel de evenimente destul de cochete. Este, cred că, al treilea pullover care anul ăsta îl primesc de la Hazard. Și mă simt foarte bine și, în general, gestul ăsta și ideea asta este una foarte casnică, domestică, poate, în sensul bun al cuvântului. Mă simt aici ca acasă, pentru că când văd pe toată lumea îmbrăcată în aceste pulovere foarte frumoase, așa mă simt foarte cald, de parcă sunt cu cei mai buni prieteni și cu rudele mele foarte apropiate. Și când îmbrac un pulover de Crăciun, eu mă simt foarte relaxată și mă simt foarte bine. Deci mi se pare că cu absolut tot pot să-l combin. Am un pulover cu, cred eu, cel mai faimos și iconic film de Crăciun, Home Alone, Singur Acasă, care cred că cu toți să primim familie de Crăciun, de anul nou. Este foarte drăguț. Эти тематические свитера на каждом присутствующем, это просто потрясающе. Ребята большие, молодцы. Всегда настроение зависит от одежды, что на тебе одето. Не зря говорят, чем ярче одежда, тем лучше настроение. Плохое настроение, надели что-то яркое и пошли, уже по-другому день складывается. Seara a fost plină de surprize, iar invitații au primit în dar pulovere cu tematică de Crăciun. Am pregătit pentru fiecare invitat câte un pulover și vrem să-ți oferim și ție un pulover ca să te simți bine și să știi că sărbătoarea a început și te îndemnăm să poți porți acest pulover nu doar de sărbători, dar în fiecare zi, pentru că anume starea asta din interior pe care o avem noi când purtăm pulovere cu tematică de Crăciun este despre sărbătoare. Mulțumesc echipei Hazard pentru că ne-au trimis aceste pulovere, au nimerit și mărimea micuței și a mea. E pentru prima dată pentru mine să fiu la un asemenea eveniment, foarte relaxat, toată lumea în pulovere de Crăciun. E o atmosferă foarte plăcută, mai ales după o zi de muncă. Deja se simte atmosfera de sărbători și mai mult datorită oamenilor, accesoriilor care le purtăm sau a brăduțului din casă sau a luminițelor de Crăciun. Mai multe despre această campanie aflăm în continuare de la Natalia Prodan. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Ce eveniment frumos ați avut aseară și mă uitam, Doamne, ce varietate mare și de oameni și de pulovere. Exact. Ați reușit să adunați acolo niște oameni tare frumoși, toți îmbrăcați altfel decât ne-am obișnuit noi să vedem la evenimente, pentru că de obicei evenimentele se fac așa mai cocktail, mai elegant, mai cu dress code-uri din astea. Uite că acolo toată lumea a și zis, Casă, mai casnic, mai atmosferă, mai de casă. Cum ați trăit voi evenimentul de seară? Cu adevărat, ieri a fost un eveniment cu totul altfel, așa și cum suntem noi, rețeaua de magazine Hazard. A fost un eveniment de suflet, un eveniment unde ne-am dorit să adunăm oameni dragi nouă, parteneri și clienți fideli, atât și prietenii noștri. I-am invitat ca să se simte bine și să fie alături de noi, pentru că ieri a avut loc cea de-a doua ediție a evenimentului Portul Puloverului de Crăciun și acest eveniment are drept scop promovarea sărbătorii din interiorul nostru. Așa. Pentru că sărbătoarea suntem noi și noi creăm în jurul nostru această stare de bine.
Așa, tare frumos asta. Din câte am văzut acolo, a fost o diversitate foarte mare de pulovere în general. Când te gândești așa, te duci într-un magazin, mă, câte o să fie, nu câte feluri poate să fie. 4, 5, 6. Acolo am văzut o diversitate enormă, atât pentru bărbați și femei, dar și pentru copilași. Înțeleg că aveți pentru toate categoriile de vârstă și pentru toate preferințele. Cu adevărat, rețeaua de magazine Azart pune la dispoziția consumatorilor la moment cea mai variată colecție de articole de Crăciun din țară și, cum ai menționat și tu anterior, avem și articole atât pentru maturi, cât și pentru copii, pijamale, tricouri, pulori, pulovere cu tematică de Crăciun, chiar și accesorii. Da, că până la urmă e portul puloverului de Crăciun, dar nu neapărat pulover, că poate să fie, am văzut la voi și pijamale, dacă nu greșesc. Da, și tricouri avem, avem și tot felul de cardigane, veste cu mânica scurtă. Așa, da, fiecare să se simtă bine. Eu știu că mulți preferă, în special cei care au familii tinere frumoase și le place să fie în centrul atenției de sărbători, dar și pe internet să strălucească, să mai și combine ținutele. E posibil și în cazul articolelor de Crăciun? Aveți ținute așa pentru mama, tată, fiică, fecior și așa mai departe? Evident, avem o varietate foarte largă de pulovere, ceea ce ar însemna că o familie, odată ce a intrat în unul din magazinele Azart, cu siguranță își poate selecta piesele vestimentare necesare pentru fiecare membru. Mai mult avem în magazine disponibile și consultanța unui stilist vestimentar care îi poate ajuta și le ușurează cumva acest proces de selecție a puloverului. Ziceai și tu că sunteți la a doua ediție, înseamnă că anul trecut a fost primul an în care ați experimentat. Cum s-a schimbat? Dacă simțiți o evoluție și vedeți că, nu știu, poate mai multă lume e interesată sau, nu știu, există o mai mare alegere. Cum s-a schimbat de anul trecut până anul ăsta? Chiar astăzi discutam cu colegii noștri și am făcut și noi așa o concluzie că comparativ cu anul trecut, oamenii sunt mult mai deschiși și cu adevărat au îndrăgit să poarte puloverele cu tematică de Crăciun, pentru că de fapt asta și ne dorim noi, să îndemnăm să nu o facă doar de sărbători, așa, să o facă în fiecare zi și începând cu 1 decembrie, în toate magazinele noastre, este inclus dress code-ul puloverului de Crăciun, care va dura pe tot parcursul sezonului rece, toată iarna, 3 luni. Mai mult, la birou, eu alături de colegii mei, purtăm pulovere cu tematică de Crăciun. Zi de zi. Da. Cei drept nu o facem toți în aceeași zi, dar cu siguranță, într-o zi, cel puțin 5 angajați vin îmbrăcați în pulover cu tematică de Crăciun și pot să zic că cu siguranță, când îl vede cineva, nu știu, la bucătărie, la cafea sau pe holul biroului, zâmbim și asta ne dă cumva o stare de bine. Așa ne place. Da, pentru că te uiți și deja mai... Vine sărbătoare, vine perioada asta în care așteptăm cu toții să se întâmplă ceva bine, ceva frumos. Poate și din cauza că ultimii ani sunt din ce în ce mai grei, oamenii caută acest frumos în altă parte și îl creează așa cum pot acasă, uite, printr-o metodă foarte simplă de altfel. Ziceai că această campanie a fost lansată pe 1 decembrie. Cumva în Europa tot ce înseamnă Crăciun, decorațiuni, brazi și așa mai departe pornește încă de la finalul lui noiembrie, știm cu toții, și există această atmosferă mare, frumoasă de sărbători. La noi, uite, nici pomul în centrul capitalei nu a fost inaugurat încă, urmează sâmbătă, din câte am văzut la știri. Cu toate astea, v-ați lansat-o pe 1 decembrie. Ați lansat-o, apropo, odată cu noi, practic, la aniversarea noastră. Și vreau să te întreb, să-mi spui dacă oamenii încep să simtă atmosfera de Crăciun de atunci, de la început de decembrie, din primele zile. Eu cred că da, pentru că analizând reacțiile clienților noștri și urmăritorilor de pe rețelele de socializare, oamenii cu adevărat așteaptă această sărbătoare și pentru ei este important să simtă această magie. Chiar și când am filmat cele două videouri în pulovere de Crăciun, noi am filmat la sfârșitul lui noiembrie și încă orașul nu era amenajat, dar în momentul ăsta când protagoniștii noștri îmbrăcau puloverile și mergeau pe stradă, ofereau cadouri oamenilor, cumva vedeam în ochii lor dorința asta, acest clipici pe care îl vezi atunci când stați cu toți la masă și e sărbătoare. Și cumva cred că oamenii așteaptă și sunt dornici pentru că
perioada pe care am trăit-o noi a fost una complicată, din mai multe cauze. Motive, da. Dar acum, cu adevărat, fiecare om merită, cred că merită și vreau să-i îndemn să-și creeze ei această sărbătoare, chiar și cu un simplu pulover de Crăciun, pentru că pare că e nimic. Dar când îl pui pe tine și vezi cum oamenii reacționează, înțelegi cât de importantă este această conexiune dintre noi. Eu cred că e simplu și pentru cei care au de făcut daruri de Crăciun, pentru că ți-ai dus și ai luat câteva pulovere pentru toți membrii familiei și ai făcut și un gest care se încălzească așa la inimioară, dar și o chestie care se transformă imediat în atmosferă. Că, uite, dacă se îmbracă toți la masă de sărbătoare în pulovere de Crăciun, nu mai contează ce ai pe masă sau deja începi să discuți chiar și despre aceste simboluri. Ziceai despre clipuri și clipurile astea ale voastre au așa un mesaj: lasă bradul în pădure, fii tu pomul de sărbătoare. Sună așa un pic cu iz, mie așa mi s-a părut, cu iz ecologic, știi? Așa și este. Așa și este? Da, pentru că în acest sezon rețeaua de magazine Azart îndeamnă societatea să lase bradul în pădure și să fie ei oamenii sărbătoare, să poarte pulovere cu tematică de Crăciun oriunde și oricând. La cinema, la cafenea, la facultate sau, de ce nu, chiar și la prima întâlnire, pentru că noi credem și susținem. Și vrem să îndemnăm, pentru că și noi o facem, credem că un pulover de Crăciun purtat, el te face pe tine să fii omul sărbătoare. Nu este nevoie să tai un brad, ca să fii fericit. Sărbătoarea trebuie să vină din interior și să nu dăuneze planetei. Da. Da. Natalia, îți mulțumesc tare mult pentru această discuție și pentru că ne arătați așa niște nuanțe mai drăgălașe în ajun de sărbători. Mersi. Și eu îți mulțumesc. Am aici un cadou pentru tine. Mulțumesc altfel din partea echipei Azart. Mulțumesc din suflet. Mersi. Cu drag. Problemele de dinți rămân mereu actuale, iar stomatologia modernă aduce cu ea o varietate de soluții care te ajută în multe cazuri. Sistemul de implant dentar All-on-4 sau All-on-6 este o metodă unică de protezare concepută pentru persoane cu pierdere totală sau parțială a dinților. Mai multe despre această metodă de protezare aflăm din reportajul ce urmează. Confruntați cu pierderea dinților, iar restabilirea dentară necesită inserarea mai multor implanturi, procedura dentară All-on-4 ar putea fi soluția potrivită. Aceste procedee chirurgicale sunt orientate pentru pacienții care au pierdut toți dinții, fie din cauza parodontitii marginale, fie din cauza traumatismelor, ori multiple alte cauze. Cu ajutorul acestui protocol putem reabilita pacienții într-un timp relativ scurt, utilizând osul lor restant. Implantele sunt poziționate sub unghi pentru a evita extensiile prea mari. Totodată reușim să reabilităm de la 10 până la 12 dinți pacienților. În urma unui traumatism, Sergiu a pierdut o bună parte din dinți. După o consultație, procedura All-on-4 este cea mai bună soluție. Un pas important înainte de intervenție este efectuarea unei tomografii computerizate. În planificarea acestor tipuri de intervenții este foarte importantă realizarea tomografiei computerizate, unde putem vizualiza tridimensional oferta osoasă. Astfel putem planifica direcția axul implantelor și repartizarea lor până la fiecare milimetru, fiind maximal eficienți în beneficiul pacienților noștri. După inserarea implanturilor, amprenta se ia imediat pentru proteza provizorie fixă, care vine în jur de 5 zile și se fixează pe aceste implanturi prin înșurubare. Această proteză provizorie va sta deja în gura pacientului undeva minim 4 luni, după care se ia amprentă din nou pentru proteza definitivă. Tratamentul All-on-4 sau All-on-6 este conceput pentru a reduce la minim durerea. În majoritatea cazurilor, procedura se efectuează sub anestezie locală. Ce ține de intervenție chirurgicală se efectuează în condițiile cabinetului stomatologic, sub anestezie locală.
practic nu avem limite de vârstă pentru pacienți, suntem limitați doar în boli colaterale decompensate. Implanturile vor avea nuanța și forma potrivită, astfel încât vor fi imposibil de diferențiat de dinții naturali. Protezele sunt confecționate astea definitive. Există din metalul ceramică sau zirconiu, ceramică pe zirconiu. Ambele arată impecabil de frumos. Avantajul zirconiului că este și biocompatibil, adică nu dezvoltă bacterii în jurul lui. După procedură, un aspect important este rutina zilnică de îngrijire. Se spală de două ori pe zi, în mod normal, dimineața, seara. După pereajul cu peria, este indicat să se folosească și dușul bucal sau irigatorul bucal. Este un aparat bun și este indicat la toată lumea, dar clar mai mult la pacienții purtători de proteze, lucrări pe implanturi și punți dentari. Continuăm subiectul împreună cu Stanislav Eni și Oleg Tudos. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumim! Bună seara! Vorbim despre această, nu știu, nouă tehnică. Eu de la început mă gândeam, zic, Doamne, oare o pronunț corect? Așa se pronunță, all on four și all on six, sau, da? Și până la urmă, asta este și esența, că totul se ține sau pe patru sau pe șase, nu? Ca da. Să vorbim așa pentru muritorii de rând, să înțeleagă toți oamenii ce înseamnă această metodă de procesare. Practic, da, în asta și constă metoda. Întreaga arcadă dentară este fixată fie pe 4, fie pe 6 implante. Două dintre ele sunt inserate sub un anumit unghi pentru a evita creșterile osoase. Astfel, oferind pacientului posibilitatea de beneficia de o dentură fixă într-un termen restrâns. În funcție de cât de mare este problema, se decide dacă e pe 4 sau pe 6, așa înțeleg. Sau câți dinți lipsesc, sau cum anume se stabilește, dacă e all on 4 sau e all on 6? Sunt mai mulți factori pentru care este, sigur, oferta osoasă existentă. Uneori, fizic, nu putem insera 6 implante din cauza unei oferte osoase limitate. Uneori, există și factorul financiar. Așa. Deci, practic, poate să aleagă și pacientul aici, da? Dacă da, nu are bani pentru șase. Un minim necesar pentru fixarea unei construcții protetice fixe pe implanturi este 4. Uh-huh. Însă, deja pentru fie mai mulți dinți, fie pe o predictibilitate mai înaltă, avem nevoie de mai multe implanturi. Acești dinți nu sunt aceste implanturi, mă rog, nu sunt unul după altul, înțeleg. Ei sunt la distanțe diferite și ce condiții trebuie să întrunească pacientul ca ei să poată fi fixate aceste implanturi? Procedeul dat constă în inserarea implantelor în zona anterioară a maxilei sau a mandibulei. Da. Implantele sunt inserate în osul restant, în zona maxilei, paralel cu peretele anterior a sinusului maxilar, pe când în zona mandibulei suntem limitați de fascicul vasculonervos, care ne ghidează poziția implantelor distale. Da? Uh-huh. În dependență de asta se stabilește și numărul de dinți care putem reface prin utilizarea acestei tehnici. Bun, în reportaj eu am văzut că ați menționat cine sunt pacienții care pot beneficia, sunt cei care au o anumită afecțiune, nu ți-mi minte cum se numește, că nu știu, așa, sau cei care au suferit un traumatism și au rămas fără dinți, se întâmplă diverse în viață. Totuși, la implanturi ajung de multe ori și persoanele care trec de o anumită vârstă și care rămân fără. Și atunci, la ei e mai specific, poate să rămână pe anumite zone. Sunt eligibili pentru astfel de tehnici? Sigur, practic nu avem o limită de vârstă pentru inserarea implantelor. Ce ține de persoanele de contraindicații, avem contraindicații locale și generale. Uh-huh. Local avem procesele inflamatorii acute, procese tumorale care ne pot limita. Iar general sunt bolile decompensate, precum diabetul zahărat necontrolat, fie boli cardiace și așa mai departe. Contraindicații generale, practic, nu? La gravide tot nu putem face și la femeile care alăptează. Asta deja știu și eu, da. Până la urmă, dacă e să vorbim un pic despre etape, pacientul vine, îi se face acea tomografie computerizată, da? Exact. Se vede situația reală. Și voi împreună, da? Chirurgul cu protezistul decideți ce și cum. Cum se întâmplă totul? Exact. După inserarea implanturilor pe arcadă, se ia amprenta imediat pentru proteza fixă provizorie, care ajunge la pacient cam în jur de 5 zile și se fixează pe implanturi prin înșurubare.
Această proteză rămâne în gura pacientului minim 4-6 luni până osul cuprinde aceste implanturi și se formează gingia. După care, după timpul ăsta, se mai au dat o amprentă deja pentru proteza fixă definitivă, deja cu o estetică și o funcție masticatorie mult mai eficientă. Așa. Puțin dintre noi, cei care în general și-au pus măcar un implant vreodată în viață, știu că trebuie să existe și o igienă a implantului. Nu l-ai pus acolo și l-ai lăsat pe termenul care zicem noi că există garanție 15-20 de ani și așa mai departe. Sau cât este garanția în cazul ăsta? La cât timp trebuie să umblăm, să zicem așa, la implant și ce trebuie de făcut? Din punct de vedere la igienă, dacă ne referim la proteza noastră All-in-4 All-in-6, e un pereaj normal de 2 ori pe zi, dimineața, seara. După pereajul cu periuța este indicat neapărat dușul bucal. Sau, cum am zis, și irigatorul bucal e același lucru. E un dispozitiv cu un vas unde se pune apă simplă, cu apă de gură și cu jetul ăla se îndreaptă exact unde avem mai multe spații sau niște spații mai mari. Este indicat la toată lumea. Da, mă refer, asta e rutina zilnică pe care ar trebui să o facem în mod constant. Când mergem la specialist, la stomatolog? După proteza fixă, definitivă, pacientul este chemat cam la 6 luni pentru o igienizare în cabinet. Așa. Proteza este scoasă, verificată, curățată și dacă mai este nevoie, îi se mai dă niște indicații aparte. Da. Deci ce trebuie să știe cei care nu și-au pus niciodată un implant este că atunci când te pornești, nu neapărat te trezești după procedură cu gata, ceea ce numim noi dinți. Urmează o perioadă în care trebuie să treacă niște luni de pus, cum ziceai și tu și așa mai departe. După această intervenție, multă lume se poate umfla, pot apărea vânătăi, pot apărea diverse. La ce ar trebui să atrag atenție? Ce înseamnă reabilitare și cât durează ea post-operatorie sau cum se zice? Sigur, pacienții în perioada post-operatorie sunt instruiți, primesc careva prescripții medicale în care sunt incluse tratamentul antibacterian, antibiotic, antimicotic, antiinflamator și deja soluțiile antiseptice pentru băi bucale. Atunci când avem tangenți cu sinusul maxilar, se mai indică și decongestionante nazale pentru a faceta respirația acestora. Alimentele fierbinți sunt interzise în prima zi post-operatorie. Primele 3 zile, desigur, sunt cele mai dificile pentru că edemul este în creștere, dar după deja pacientul pe zi ce trece se simte mai ușor. Da, și deja a doua etapă, atunci când se pun protezele nemijlocite, nu doare. Asta tot e important de menționat, că lumea se teme de dureri, în special oricât de mult a evoluat tehnologia în mediul ăsta vostru al dentiștilor, oricum toată lumea se teme de durere până la urmă. Când și unde vom întâlni tot acest proces durerea? Nu știu, oricare dintre voi poate zice la fiecare. La când punem proteza n-ar trebui, nu? La cea provizorie, nu, pentru că este imediat după implantare și pacientul încă este anesteziat. Așa. Și deja pe parcurs, e clar, durerea care e, nu și normală după o anumită intervenție. Pe care trebuie să o tragem pentru un zâmbet frumos, dar trece. Cu răbdare și încredere. Le depășim pe toate, așa este. Eu vă mulțumesc tare mult pentru această discuție. Ce să zic, să oferiți cât mai multe zâmbete frumoase pacienților. Mulțumim frumos, seară frumoasă. Mulțumim, iar noi continuăm. Nu trebuie să aștepți ziua îndrăgostiților pentru a vedea celebra poveste de dragoste Romeo și Julieta. Piesa va fi pusă în scenă începând din acest weekend la Teatrul Eminescu, unde a revenit după mulți ani de absență. Actorii vor aduce și un suflu de noutate despre care aflăm mai multe în continuare. M-am ajuns la Romeo și Julieta sperând că voi reuși să vorbesc despre puterea iubirii, despre prețul iubirii și despre necesitatea iubirii. E un spectacol care vorbește mult despre felul cum ne salvăm
prin iubire. Eu cred că spectatorii vor veni la Romeo și Julieta tocmai pentru că cred eu că e responsabilitatea noastră a tuturor și a oamenilor de teatru și a spectatorilor care vin la teatru să transmitem din generație în generație această iubire care nu poate fi uitată, iubirea dintre Romeo și Julieta. E o montare mare, e o formă de teatru deschis și avem scena goală, fără cortină, fără culise și nu e chiar, să zic așa, nu e foarte ușor, deși nu este imposibil, încercăm. Sunt recunoscătoare întregii echipe de actori, de fiecărui om care este în teatru, pentru că am impresia că atâta cât s-a vopsit acum, pentru că am mizat mult pentru culoarea neagră și sunt foarte multe lucruri vopsite în negru și am impresia că niciodată nu s-a muncit atât de mult, de aceea sunt recunoscătoare și pictorilor și butaforilor și costumierilor și celor care au creat, artiștilor. De asemenea, regizoarea anunță și un debut. Rolul lui Romeo va fi interpretat de un actor în devenire, student la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Pe Romeo l-am găsit foarte, foarte, foarte greu. Am avut un casting mare, cred că e pentru prima dată când în general mi-am permis să organizez un casting și până la urmă e studentul anului 4 de la clasa domnului Gigi Pietraru, studentul Academiei de Arte, Nicu Cimașu, pe care l-am primit, l-au primit toți foarte călduros, foarte bine în teatru. Pe Julieta o aveam în teatru, într-un fel sau altul, pentru că e o tânără actriță, a fost a mea studentă, abia venită în teatru și nici nu căutam o altă Julietă știind că este. Lady Capulet, mama Julietei. De data asta, cumva, poate că în imaginația publicului este o Lady Capulet, o doamnă bine, bine așezată, e bine în viziunea Luminiței Țăcu și a echipei noastre. Este o Lady Capulet de 28 de ani, fix având 14, la fel de tânără, la fel de dornică de viață, de distracție, de a se impune ca și femeie. Este o limită foarte mică între actrița Diana de Cuseară și acum când face pasul și devine Lady Capulet, care m-a străduit să fie departe de caracter. Noi poate că punem prea puțin preț pe acest sentiment care salvează lumea, dragostea. Și exact despre asta este acest spectacol, despre dragoste, despre libertate, despre setea de putere. Negru este culoarea care domină în spectacol și relevă mesajul operei. În primul rând este sensibilizarea în masă a oamenilor și să revenim la substanța firească care mișcă universul, iubirea. Negru este o culoare modernă, este o culoare care merge în orice secol, este o culoare nobilă, este o culoare energetic foarte puternică care atrage toate energiile și plus este o culoare a doliului, ceea ce în acest spectacol nu lipsește pentru că iubire fără moarte nu există. Sunt toate excentrice, s-a axat mai mult pe culorile negru și argintiu. Deci nu o să vedeți prea multe culoare, deci sunt două culori care prevalează, dar sunt accente foarte bine găsite și orice costum are acel vin încoace care spune ceva ascuns despre personaj. Că eu ca regizoare sunt departe de tot ce înseamnă cuvântul clasic, nu pentru că nu-l accept așa, nu-l înțeleg. Am crezut întotdeauna că teatru și cred în continuare că teatru mai mult decât multe arte este teatru acelei arte care e arta vie. Și ea nu are cum să fie altfel decât actuală, contemporană și cel puțin eu nu mi-am propus să fac o incursiune în istorie, pentru că e teatru, nu este muzeu, nu vorbim despre opera lui Shakespeare așa cum a fost ea atunci, încercăm să întruchipăm acele personaje care au fost scrise cu mai mult decât 400 de ani în urmă și prin intermediul lor să vorbim despre iubire, despre ură, despre sângele care se varsă astăzi, despre Romeo și Julieta pe care găsim astăzi într-o subterană, la un colț de stradă, într-un market, acasă, pe un etaj, la școală sau în oricare instituție sau în plină stradă și pe care trebuie să-i vedem, să-i apreciem și să-i iubim. Premiera va avea loc pe 17 decembrie, ora 18, la Teatrul Național Mihai Eminescu. Dar
Dragostea nu are vârstă, zic unii, alții cred însă că între parteneri nu ar trebui să existe o diferență prea mare de ani. Despre reușita relațiilor în care există acest fenomen este preocupată și colega noastră, Iulia Deliu. Iulia, bună seara! Bună seara, Anișoara! Bună seara, dragi prieteni! Astăzi sunt în cabinetul psihologului Mihail Bologan și discutăm despre diferența mare de vârstă între parteneri. Salut, Mihai! Salut, salut! Uite, în ultima perioadă, de fapt, cred că nu doar în ultima perioadă, tot mai actuală este această temă și prin exemple. Am urmărit multe nunți în acest an, când partenerul, în special bărbatul, este cu mult mai în vârstă ca femeia și, când zic cu mult mai în vârstă, este de 15-20 de ani și chiar mai sus. Despre ce sunt aceste relații? Despre iubire? Apoi depinde foarte mult de persoane. Pentru că, desigur că în societate persistă ideea că dacă decalajul de vârstă este foarte mare, atunci merge vorba de ceva beneficii în relații, de obicei beneficii materiale. Dar, din păcate sau din fericire, în psihologie nu totul este într-atât de absolut. Până la urmă, toți suntem oameni și contează foarte mult apropierea de vârstă psihologică. Pentru că o persoană în 40 de ani ar putea să treacă un drum cât altă persoană în 20, de exemplu. Din acest motiv, deseori numărul în pașaport sau numărul anilor în pașaport este unul un pic ironat sau distorsionat și nu arată toată imaginea. Și viceversa, nu doar domnișoarele cumva aleg parteneri mai în vârstă, aleg și parteneri mai, să spunem așa, care sunt mai tinerei un pic. Deci foarte mult, iarăși, depinde de persoană. Da, da. Mă gândesc eu, pe lângă diferența asta de vârstă, totuși e o diferență de generație, o diferență de preferințe, nu știu, știi? Până la urmă au trăit oamenii în timpuri diferite. Ar putea exista aici un conflict cumva la un moment dat? Sau, nu știu, el are 40, a 20, peste 20 de ani ea o să fie încă tânără de 40 de ani și el de 60. Atunci este o diferență evidentă. Păi până la urmă, dacă pe ei nu îi deranjează acest lucru, care e problema? Pentru că oricum sunt multe dinamici, multe chestii interioare în orice relație care pot părea stranii pentru un observator, dar sunt complet funcționali în această relație. Chiar și domnul Freud, cândva, încă mulți, mulți ani în urmă, spunea că până când ambii parteneri socot ceva ce se întâmplă în relație ca ok, aceasta nu se socoate o perversiune. Chiar dacă pentru toți din jur acest lucru va părea perversiune. Cineva nu neapărat se atrage de tinerețe sau nu se atrage de un corp mai tânăr. Cineva, din potrivă, se atrage față de înțelepciune, se atrage față de o maturitate psihologică, o armonie psihologică. Foarte mult depinde de persoane, foarte mult depinde cum ei își construiesc relațiile și care sunt regulile care sunt prezente în acea relație. Da, de ce aleg fetele, uite, bărbați mult mai maturi? Este vorba, nu știu, știu că pentru noi femeile este foarte important să ne simțim în siguranță, da? Ar putea fi vorba de, cât îți oferă o oarecare siguranță, stabilitate. Varianta mai scurtă sau mai lungă? Hai mai scurtă, să fii. Da, deci multe cercetări arată că domnișoarele ajung la, să spunem așa, apogeul dezvoltării sale emoționale mai devreme ca bărbații. Deci, cumva, într-o oarecare măsură, întrecând bărbații până la o anumită vârstă. Mai apoi, chestiile se echilibrează. În acest motiv, ele doresc să găsească acest echilibru direct, nu prin așteptarea ca bărbatul să se maturizeze când îi ajunge mintea în cap, să spunem așa, dar din start aleg o persoană care a trecut prin etapele de vârstă care le-a trecut și ea, de obicei acest bărbat va fi cu 6 ani mai mare ca ea, ca să fie la un nivel egal cu partenerul. Mai mult ca atât, iarăși, dacă intrăm într-o psihologie mai adâncă legată de patologii, poate, sau de chestii un picuț mai ascunse, inconștiente, poate că caută un tată sau grija tatălui, mai există și așa teorii. Da, deci o persoană cu mult mai în vârstă, cum ai spus și tu, care îi oferă un sentiment exagerat de securitate. Prin asta ea încercând să lupte cu propria anxietate. Și viceversa, poate și alege un partener mai tânăr pentru a se simți iară tânără. Poate avea parte de pasiuni și sentimente care nu le-a avut în vârsta de tinerețe. Iarăși, foarte mult contează de persoana în cauză.
Pentru că vine, să vină două cupluri, da? Și ambii au diferența de vârstă de 20 de ani. Îți garantez că motivația de a intra în cupluri pentru ambele femei vor fi complet diferite. Păi da, pentru cineva a fost bani și pentru cineva a fost sentimentele, spre exemplu. Ar putea fi la ambii sentimentele, doar complet sentimente diferite. Cineva fuge de o problemă, dar cineva cu adevărat s-a îndrăgostit în persoană. Da, dar știi, eu tot timpul mă gândesc, mai ajunge omul să fie, nu știu, în vârstă deja, un bunel, așa, și tu ești încă femeie tânără, cum conviețuiești atunci? În care aspect a întrebării? Dacă sexual, mai greu. La nivel de căsnicii, de obicei, cuplurile mai în vârstă se adaptează cu mult mai bine pentru că au un nivel mai scăzut de mândrie, de orgoliu, de obicei, iarăși nu e o regulă, dar de obicei, nivel de narcisism, da, deci cumva așa, o toxicitate mai scăzută în relații. Deci, conlocuirea la nivel, să spunem așa, de rutina zilei e mai ușor. Sexual e mai greu. Iar și nu pentru toți. Există remedii în secolul 21 care rezolvă această problemă chiar la o vârstă de foarte înaintată. Dar bărbatul de ce o alege pe ea mai tânără cu mult? Pentru cineva, pentru mulți bărbați, din păcate, domnișoara mai tânără este un accesoriu, ar spune eu. Așa. Deci, ca o mașină. Nu pentru toți, deci n-aș dori cumva să patologizez bărbații, dar sunt mulți bărbați care privesc partenera sa de viață ca o reușită proprie. Deci, trofeu, ceva de genul. Pentru cineva e o rezolvare de un conflict care el l-a avut la cea vârstă. Deci cumva poate nu a avut succesul cu domnișoare, a ajuns la o vârstă înaintată și spune că ok, acum pot. Și se întoarce mental în vârsta aceea pentru a-și rezolva conflictele. Cineva cu adevărat se îndrăgostește în tinerețe, pentru că e seducătoare tinerețea. Cineva se îndrăgostește în personalitate și poți fi o domnișoară de 20 de ani care gândește ca o doamnă de 40, dacă a avut o maturizare precoce și de obicei ceva conflicte în copilărie care au provocat-o să se maturizeze. Poți fi și asta. Mihail, eu îți mulțumesc foarte mult. La această temă se poate de discutat mult. Noi încheiem aici. Pe cei de acasă îi salut cu drag. Anișoara, alegătura. Iulia, îți mulțumesc. Iar noi încheiem aici emisiunea din această seară, nu înainte să de a vă anunța că a venit timpul să mă retrag pentru o perioadă. Așa cum puteți observa, plec în misiune, în probabil cea mai nobilă misiune din câte există. Vă mulțumesc din suflet pentru atenție și vă urez sărbători frumoase. Aveți grijă de voi și de oamenii dragi. Ne revedem curând. O seară perfectă să aveți!